Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Mircea Vălean și urmăriți Mix Actual. Astăzi ne îndreptăm atenția spre Ghimbav, pentru că de acolo vine invitatul meu. Este vorba chiar despre primarul orașului Ghimbav, domnul Ionel Fliundra. Bună ziua, bine ați venit la noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că v-am regăsit în postura care v-a consacrat. Se pare că există în venă această meserie de gazetar. Da, mi-a fost dor ce-i drept de această zonă. Domnule Fliundra, știu că v-ați întors recent din Germania cu niște vești bune pentru ghimbășeni și nu numai, că putem să ne referim aici la locuitorii întregului județ, mai ales către zona de afaceri putem să ne aruncăm privirea. Despre ce este vorba? Care este marea veste cu care v-ați întors din Germania? Încă din 2018, pe vremea aceea aveam atribuții de primar și pentru că, așa cum am spus, mereu vin din mediul de afaceri, am decis să fac o vizită împreună cu prietenul și colegul meu Cristi Macedonski la München, să vedem ce înseamnă din interior un centru expozițional, un centru expozițional consacrat printre cele mai mari din lume și ca al doilea ca profitabilitate. Am ajuns acolo, am văzut ce înseamnă și ne-am dorit ca la Ghimbav să avem un asemenea centru, nu de o asemenea învergură, pentru că nu ne permite nici banul, nici timpul, nici perimetru pe care îl avem la dispoziție, dar pentru că imediat vom avea un aeroport funcțional, pentru că avem un parc industrial, pentru că pe lângă parc, orașul Ghimbav are multe societăți comerciale, iar bineînțeles Țara Bârsei, municipiul Brașov și localitățile limitrofe, unde mediul de afaceri este foarte dezvoltat și avem foarte multe firme, atât românești cât și multinaționale. Acum, în 2022, în urmă cu două săptămâni, am revenit la München și am avut întâlniri puțin mai aprofundate, mult mai mult decât o vizită, ci am stat la discuții și am creonat un viitor, să spunem, studiu de prefezabilitate cu o societate de tale internațională de consultanță, cea care s-a ocupat de centrul expozițional din München, se ocupă de consultanță în mediul de afaceri cu birouri deschise în Mumbai, în Shanghai, în Moscova. Am fost plăcut, surprins să aud că colaborează și cu administrația din județul Bihor, din Oradea, din Timișoara, din Sibiu și cel mai important cu patronii parcului industrial din Ghimbav. Asta a însemnat mult pentru mine și din nou am fost plăcut surprins că după ce am avut vizita în 2018 în decembrie la München, în luna mai a anului 2019, când deja am încetat mandatul de viceprimar cu atribut de primar, cel care a inițiat proiectul de centru expozițional din München ne-a vizitat la conferința internațională Smart City Airport City de la Ghimbav, prima ediție, unde a prezentat modul în care putem să dezvoltăm orașele pe baza centrelor expoziționale și care, din proprie inițiativă, a lansat acest studiu de prefezabilitate, care mi l-a trimis în 2019. Nemai având puterea executivă atunci, am rămas pe loc și am așteptat momentul în care putem să reluăm această discuție, acest proiect, care mi-ar place și cu siguranță vom invita alte administrații din jurul orașului Ghimbav, președintele Consiliului Județean, cel care este promotorul aeroportului și care cu siguranță agrează acest proiect, senatorul Mihai Veștea, care m-am sfătuit cu el mult cu privire la acest proiect și, bineînțeles, Camera de Comerț și alți oameni de afaceri importanți din județul nostru care ar dori să se alăture acestui proiect frumos, care n-ar face decât să întărească mediul de afaceri al județului Brașov, să întărească procentul celor care vor folosi aeroportul internațional Brașov-Ghimbav și, bineînțeles, o promovare foarte, foarte mare pentru județul Brașov-Brașov și în special Ghimbavul, dacă o luăm. Vorbim despre o investiție destul de serioasă. La ce nivel s-ar ridica dacă vorbim în milioane de euro?
sumar ar fi în jur de 50-60 de milioane de euro. Pentru că un metru pătrat construit de centru expozițional în care, pe lângă halele de expunere, vor avea un centru de congrese, de evenimente, de birouri, de săli de conferințe, de dezbateri, centru comercial. Iar prin acest studiu, credeți-mă că nu mai ar lipsi nicio virgulă din el. Într-adevăr, este o investiție grea, mare, cu un buget, cum v-am spus, foarte consistent. Care ar fi partea de implicare a primăriei în Ghimba? Păi să știți că noi avem un consiliu local foarte inventiv și foarte vizionar. Deci, în primul rând, atunci când am lansat ideea, am spus, în caz că nu ne se alătură nimeni, trebuie să ne angajăm că vom duce acest proiect la capăt și vom folosi toate puterile și toate cunoștințele pentru a reuși să atragem investiții. Aici, mă refer aici la fonduri europene, dacă vor exista, la Compania Națională de Investiții. Mergem până la primul ministru să explicăm cât de important e ca în centrul țării să avem așa ceva. Eu zic, cu siguranță vom găsi suport și până la urma urmei, nu trebuie să se termine într-un an investiția, o luăm așa ardelenește, pas cu pas. Cum s-a întâmplat cu aeroportul, că tot discutam despre... Sper că nu așa. Că vorbim despre aeroport de foarte multă vreme și încă vorbim la modul viitor, dar se pare că n-ar mai fi mulți pași până când vom vedea aterizând la Ghimbav primul avion la modul oficial. Aeroportul este o certitudine. V-am spus, cel care a reușit să ducă acest proiect până aproape de final este președintele nostru Adrian Vestea și echipa dumnealui din cadrul Consiliului Județean. Nu încercăm să ne lăudăm cu ceea ce ne-am făcut noi. Știu sigur că localitatea, orașul nostru a contribuit cu acei 200 de hectare de teren și bineînțeles cu tot ce a însemnat pe lângă sprijinul nostru. Așa cum spunea domnul președinte, aproape toate lucrările, toate obiectivele sunt finalizate. Se lucra la acel centru virtual care va fi dirijat de la Arad, dar și acela cu siguranță se va finaliza rapid. Cu feile de virtual, acces, da? Am înțeles că ar mai fi niște probleme. Văd că s-a asfaltat acea șosea care face legătura între aerogară și drumul județean 103C. Este astăzi și marcat și semnalizat pe verticală. Deci este aproape de final. Ceea ce am înțeles de la domnul președinte și de la cei care conduc Romața, autoritatea aeronautică, cei de la Arad, spun că avem o problemă cu culoarul de zbor și sunt în negocieri, pentru că și cerul are anumite linii trasate foarte precise, poate că mai precis decât pe pământ. Eu sper ca termenul avansat să fie real, deși se vorbea de noiembrie-decembrie, ulterior se vorbea de martie-aprilie, mai anul viitor. Este bine ca toate lucrurile să fie bine puse la punct, ca să nu existe probleme care să ne pară rău. Sunt convins că echipa domnului președinte va face tot posibilul ca aeroportul să fie operațional, așa cum se cuvine și cum probabil că merităm după atâția ani de zile. Este un obiectiv așteptat atât de brașoveni, cât și de județele limitrofe, care aduce implicit plus valoare turismului românesc, turismului economic. Da, deja Ghimbavul a devenit foarte atractiv pentru mulți care își caută locuințe în orașul dumneavoastră. Vedem dezvoltatori imobiliari care își extind zona de acțiune. Ghimbavul este într-o dezvoltare, trebuie să o recunoaștem și aș vrea să vorbim și despre infrastructura rutieră, infrastructura care ține de străzi. Am văzut că sunteți într-o plină campanie de asfaltare în momentul de față.
aceste proceduri pentru modernizarea sau asfaltarea, pe înțelesul tuturor, a străzilor din orașul Ghimba s-a început tot atunci, în 2018, când am reușit până la sfârșitul anului să finalizăm acele studii de fezabilitate care sunt enervante, dar care sunt folositoare și nu se pot demara proceduri de licitație sau proiectare fără ele. Da, am avut licitațiile, suntem în curs de finalizare a primelor 10 străzi din prima etapă. Mai a rămas strada Zambilei, a fost, să spun, o muncă costisitoare din partea echipei primăriei și, bineînțeles, o susținere corectă a Consiliului Local. Da, în ultimii 5 ani, evoluția imobiliară în orașul Ghimbav a fost mare, adică imprevizibil de mare. Și continuă. Să sperăm că această criză de materii prime, de materiale de construcție și de să nu face să stagneze, să rămânem cu niște case construite la jumătate. Da, avem cetățeni noi în oraș și demografic ne-am înmulțit. Sper ca toți să încerce să-și schimbe și domiciliu, să fie ghimbășeni autentici. Iar pot să-i asigur că în următoarea perioadă suntem în curs de achiziție de proiectare a următoarelor 10 străzi din cartierul Florilor, pentru ca până la finele anului să avem licitate aceste investiții, iar începutul anului 2023 să pornească atunci când vremea ne va permite cu demararea lucrărilor. Da, ce alte proiecte sunt în derulare la Ghimbav? Deci, vreau să asigur și pe cetățenii orașului nostru din Ghimbavul Vechi, care poate consideră că ne-am axat foarte mult pe partea nouă. Vreau să asigur că nu i-am uitat, că lucrăm la documentații, pentru că în curând se vor licita și proiectul de introducere a rețelelor electrice și tuturor rețelelor aeriene în subteran. Iar nu am putut demara alte lucrări care astăzi să le finalizăm și mâine să săpăm, dar tot ce înseamnă cartierul de blocuri vechi de pe strada Victoriei deja este într-un curs de amenajare, s-a defișat ce nu era conform, se lucrează la extinderea centrului civic, să-i spunem, sau o zonă pietonale în care copiii și mamele și părinții și cei în vârstă să poată să stea liniștiți la umbra unui pom, la unei copertine, să poată să se joace și să nu mai stăm doar plimbându-ne printre mașini, cu atenție sporită, dar cel mai rău, inhalând gazele eliberate de către autoturisme. Asta este pentru partea din blocurile vechi, unde trebuie să înlocuim și canalizarea. Lucrăm asidu ca și anul viitor să putem să schimbăm puțin fața acestui centru al străzii Victoriei. Banii la buget sunt pentru toate aceste lucrări? Bani la buget avem. Avem. Stați bine, aveți o industrie înfloritoare la Ghimbau. S-a cheltuit destul de mult, dar nu se cheltuiesc toți banii deodată. Tocmai de aceea mai am discuții cu colegii din executiv, subalternii mei, care îmi spună, o să se termine banii. Păi, nu o să se termine banii, pentru că dacă gândim ca un manager adevărat și consider că un primar este la fel un manager, trebuie să ne gândim că nu plătim totul în același an. Depinde de situația. Bugete multianuale. Și atunci, anul următor, vine alt buget și mai plătim o parte, dar dacă nu demaram pe toate categoriile de investiții, proceduri, se treceau acești 4 ani liniștiți și puteam să zic, ne lăudăm, să zicem în ghilimele, doar am asfaltat 10 străzi. Nu. Am pornit de la infrastructura rutieră, am pornit de la infrastructura educațională, suntem spre finalizarea unei creșe care, normal, în septembrie ar avea termen de finalizare, mult așteptate de către cetățenii orașului. Am semnat contractul, sau mai bine zis, ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea sării de sport cu bazin semiolimpic, adică unui centru spa, unui centru spa de care aveam mare nevoie, la dimensiunea de care
pot să se bucure cetățenii orașului, care va avea bazine de not, jacuzzi, care va avea bazine terapeutice cu apă sărată, 2-3 tipuri de saune, una umedă, una uscată, una terapeutică cu pereți de sare. Care va fi finalizat când, domnule primar? 18 luni. Ar avea 4 luni de proiectare. Eu sper ca din sfârșitul septembrie, începutul octombrie, să înceapă săpăturile pentru bazin. E greu să știți că nu prea negociez. Condiții... Eu nu negociez termene. Adică în momentul în care un studiu de fezabilitate ne-a dat un termen, în momentul în care stau față în față cu contractantul, este clar că trebuie să respecte ceea ce a promis că face. De-aia la noi în România, în administrația locală, ajungem să fugim unii după alții pentru că nu respectăm. Ori, clauzele la noi sunt destul de stricte și ar plăti foarte mult dacă nu s-ar ține, doar dacă cine știe, Doamne ferește, de vreo calamitate să fie și să putem să acceptăm altfel, sunt foarte stricte. Dacă intervine forța majoră, da. Acea clauză din contract. Așa, așa este, da. Ne dorim ca cetățenii orașului Ghimbav să aibă ce să facă în orașul lor. Să încercăm să ne cheltuim banii în orașul nostru. Nu că n-ar fi frumos să mergem în Brașov sau în Codle sau în altă localitate să ne petrecem timpul liber, dar voi face tot ce îmi stă putință ca cetățenii să aibă ce să facă în orașul lor și să stea acasă, să poate să bea un par de vin, să nu-i fie frică că îi se ridică permisul, să știu că comercianții care activează la noi sunt mulțumiți. Asta este modul nostru de a gândi, pentru că foarte mulți încearcă să plece în altă parte atunci când nu ai ce face. Există și restanțe de pe lista promisiunilor pe care le-ați făcut ghimbășenilor, domnule primar? Să știți că suntem în grafic. Acum nu pot să spun că suntem 100% în grafic. Am câteva nemulțumiri vis-a-vis de planurile urbanistice regionale, fără de care nu putem să pornim la studiile de fezabilitate. Ne-am lovit de avize unde s-a stat mult, la avizul de cultură, la avizul de la autoritatea aeronautică, pe care, sincer să fiu, i-am certat și m-am supărat că dacă la un aviz stai 6 luni, la unul 5 luni, gândiți-vă, a trecut un an, când să mai ții? Cetățenii nu înțeleg. Avem cetățeni, cum spuneam, noi care au alt temperament față de cei băștinași. Clar că nu pot să cred că toată lumea e de acord cu tine și mă și bucur că avem critici, că altfel n-am fi constructiv, dar cer tot timpul răbdare, pentru că nu noi suntem cei care îngreunăm situația, sunt alte instituții ale statului care, nu știu, nu aș vrea să spun motivele pentru care nu eliberează la timp, au și ei comisiile lor, dar cred că ar trebui un pic mai multă atenție vis-a-vis de parcurgerea etapelor și trasabilitatea documentelor care intră într-o instituție. Birocrația excesivă din România este o chestiune cu care ne confruntăm și de care ne plângem de foarte multă vreme, domnule primar. Din păcate, prea puțin pași se fac spre rezolvarea acestei probleme. Haideți, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, să discutăm și despre o sărbătoare a Ghimbavului, care se apropie cu pași repezi. Acum, la început de lună iulie, vor avea loc zilele orașului Ghimbav, o sărbătoare deja tradițională pentru dumneavoastră, despre care aș vrea să discutăm, să invităm și pe brașoveni și pe ceilalți care ne urmăresc, deoarece programul am văzut că este extrem de atractiv, există multe formații de muzică din toate genurile muzicale pe care le-ați trecut pe afiș acolo și mai mult decât atât, ați venit, văd că și cu uniforma oficială a comercianților care vor fi prezenți la acest eveniment. Ați creat un tricou personalizat pe care o să-l prezentăm și telespectatorilor noștri cu sigla orașului Ghimbav. Da, este... îmi place ordinea și disciplina și pentru că de multe ori avem comercianți care vin clandestin. În urma ședinței pe care am organizat-o ieri, am stabilit ca fiecare comerciant sau cel care prestează servicii în orașul Ghimbav trebuie să-și achiziționeze acest tricou pentru a ști cu cine lucrăm,
Bineînțeles că pe partea stângă va fi inscripționate și numele societății și numele celui care va presta serviciu. În primul rând avem stema orașului Ghimbav, de care suntem foarte mândri, scris în română și germană, și bineînțeles zilele orașului Ghimbavu și brandul orașului, așa cum este el amplasat pe intrarea în orașul nostru, pe totemul respectiv. Da, am văzut și perioada de desfășurare inscripționată pe acest trigou. Între 1 și 3 iulie sunt invitați ghimbășenii și nu numai pentru a participa la această sărbătoare. Ce regăsim pe afiș? Spuneam că este o ofertă destul de consistentă. În primul rând vreau să informez brașovenii că Sfântul Petru și Pavel este patronul spiritual al orașului Ghimbav, atât la Biserica Germană, cât și la noua biserică românească, ortodoxă. Iar în primul weekend după zilele de Sfântul Petru și Pavel, avem prin proiect de hotărâre să sărbătorim zilele orașului Ghimbav. Astfel că va începe între 1 iulie, unde vom avea invitați pe lângă fanfară, formații folk, artiști locali și așa mai departe. Vom avea pentru adolescenții noștri un recital de muzică ușoară cu Carina și cu My Dream School Fams. Asta ar fi vârful, să spunem, de vineri. Din prima zi seara festival. Avem sâmbătă, duminică, vreau să spun, un recital de muzică populară, unde avem pe Mioara Velicu, avem Rodica Stan, artist local, avem Zestrea Branului, Ionuț Langa, Sava Negream Brudașcu și Raluca. Da, am văzut Raluca pe afiș și trupa Coco. Balkanic sunt, Show. Sunt artiștii locali pe care îi promovați în fiecare an, din câte am observat eu. Și sâmbătă este un și program sâmbătă, da, ofertant. Sâmbătă am lăsat-o la urmă. Ina este prezentă pe afiș, Motons. Ina este ultimul artist care va presta pe scena zilor orașului Ghimbav, dar pe înaintea dumneai va fi The Motans. Vom avea și artiștii locali, cum spuneam și duminică, trupa Coco și, bineînțeles, Weekend Group, chiar o formație locală îndrăgită de ghimbășeni. Fac invitație pe această cale tuturor celor care vor să ne viziteze, să socializăm, să sărbătorim, să privim un spectacol frumos, să privim și focurile de artificii care vor fi sâmbătă seara și, bineînțeles, la un par cu bere și niște mitite. Am citit că ar fi vorba și despre un show aviatic, domnule primar. Întotdeauna de zilele orașului încercăm să promovăm tradiția noastră în aviație și întotdeauna am avut disponibilitatea comandantului aeroclubului din Ghimbav. Sperăm că și de data asta va fi alături de noi, pentru că foarte mulți cetățeni din județul nostru vin pentru acest show aviatic. Va fi ceva inedit în spectacolul din acest an? Putem să divulgăm anumite secrete, să le spunem așa? Eu sper să vină, că dacă îți spui toate secretele, poate că nu mai e așa de atractiv. Așa că îi așteptăm pe brașoveni, așa cum a făcut-o și anul trecut, când cel mai mare eveniment din județul Brașov a fost demarat la Ghimbav, tot de zilele orașului. Care este locația în care locația se va desfășura? Locația este în fața sălii de sport, în stânga Bisericii Ortodoxe Noi. Ai un platou frumos, un platou în care putem să îmbinăm zona de spectacol cu zona de food. Am și achiziționat 250 de acele gărdulețe care se folosesc și la jandarmerie, nu pentru a îngrădi, ci pentru a face o detașare vis-a-vis de zona de food. Anul trecut am fost obligat să avem așa ceva și am constatat că a fost foarte bine, că am reușit să facem o diferență între cei care priveau la spectacol și cei care veneau să mănânce. Nu am fost de acord ca să avem zeci de comercianți, ne gândim și la comerciantul care trei zile stă pe acea platformă, ne-am gândit la ei să poată să merite acest efort și pentru că ne dorim un serviciu comercial de calitate, lucru de care am atras atenția puternic ieri, de la atenția privind starea
cărnurilor și a alimentelor care vor fi comercializate, vom avea doar 7 comercianți, 7 societăți care au înțeles ce ne dorim și ce trebuie să facă, de la disciplină, curățenie, ordine, și așa mai departe, vreo 6 și comercianți va fi de partea dumneavoastră. Dulciuri, iar nu aș vrea să transformăm și nu mi-am propus vreodată să transformăm într-un bâlci. Vreau doar să fie niște zile în care să ne simțim bine și să ne supărăm unii cu alții. Da, am ajuns la finalul timpului, din păcate, domnule primar. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc succes în activitate. Vă mulțumesc frumos și vă așteptăm. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Mircea Vălean. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine. La revedere!